trece o zi de lucru, medicul anesteziolog în cadrul Spitalului Clinic Republican Timofei Mușneagă. Medicul anesteziolog are o zi plină de responsabilități pentru siguranța pacientului. Hai cu noi! Bună dimineața! Începem ședința ordinară. Avem o zi grea, multe probleme, multe operații, multe anestezii, pacienți mulți în terapie intensivă și de ce succint vom pune toate problemele care ulterior să le rezolvăm pe parcursul zilei. Poftim, particularități. Echipamentul trebuie să fie corespunzător. Bună ziua! Urmează să mergem în sala de operații și începem procedura de anestezie. Monitorizarea funcțiilor vitale este esențială pentru siguranța pacientului. Amplasarea unui cateter periferic este foarte importantă pentru administrarea corectă a medicamentelor și lichidelor în timpul anesteziei. Voi începe procedura de anestezie. Asigurăm eficient căile respiratorii. Instalarea cateterului central este o procedură complexă și necesită o pregătire minuțioasă. Alegem tactica anesteziologică pentru fiecare pacient în parte. Pregătim aparatul CellSaver pentru recuperarea pierderilor sanguine în timpul intervenției chirurgicale. Efectuarea investigațiilor de laborator în timpul anesteziei este esențial pentru tactica anesteziologică. Comunicarea cu echipa chirurgicală despre situațiile de urgență. Totul decurge bine din punct de vedere anestezic. Pacientul este stabil. Verificăm echipamentul de urgență necesar în caz de nevoie. Suntem pregătiți pentru orice loc de muncă și orice pacient. Sunteți în siguranță? Procedura a trecut cu succes. Consultăm pacienții pentru ziua de mâine pentru a ne asigura că totul este bine. Facem cunoștință cu pacienta. Bună ziua! Mă numesc Andrei, medic anesteziolog. Măsurăm tensiunea arterială preoperator. Ascultăm plămânii la vizita preanestezică. Cu acuratețe verificăm rezultatele analizelor. Încheiem încă o zi plină de lucru și suntem bucuroși că am putut ajuta atât de mulți pacienți să treacă prin proceduri anestezico-chirurgicale.